Mulțumim Domnului pentru binecuvântarea sa, pentru că ne binecuvintează ca muritori, ca familii, ca biserică. Mulțumim Domnului că își binecuvintează lucrarea și lucrătorii. Mulțumim Domnului că binecuvintează pe cei bolnavi, pe cei în vârstă, pe cei tineri și pe copii. Lucrul acesta ne dă o mare mângâiere, pentru că ne știm în mâinile străpunse de cuie ale Domnului, care de 2000 de ani împlinește promisiunile pe care cel prea înalt le-a făcut pentru toți fiii oamenilor care vor veni la cruce căutându-L pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Suntem binecuvântați de Domnul pentru că îl cunoaștem pe El și pentru că ne încredem în promisiunile Lui, fiindcă cu respect rostim numele Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă așezați. În seara aceasta o să spun o predică pe care am intitulat-o Creștinul care influențează. O să fie un fel de a doua parte a predicii fratelui Dan, care a fost rostită în limba engleză și care a vorbit despre calitatea de a fi alături de oameni într-o atitudine de modestie, de compasiune, de dragoste, de interes, de bunătate. Domnul Iisus a fost atât de influent încât a devenit cea mai influentă persoană de pe pământ. El m-a influențat și pe mine, te-a influențat și pe dumneata, drept pentru care suntem aici. Și nu doar într-o zi, ci întotdeauna când există o întâlnire în casa lui Dumnezeu. Apostolii au fost oameni foarte influenți, pentru că prin ei se manifesta o putere care venea de la Dumnezeu. Noi trebuie să fim oameni influenți pentru că prin noi, în noi și prin noi, se manifestă puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are mai multe feluri de cuvânt, de Duh Sfânt. Dumnezeu lucrează întotdeauna la fel, în funcție de planul pe care îl are cu oamenii și de oamenii care trăiesc planul lui Dumnezeu. Atunci când dorim să ne ocupăm de mântuirea oamenilor, de maturizarea credincioșilor, de mângâierea celor care sunt în criză, trebuie să fim un anumit tip de oameni și trebuie să avem capacitatea de a influența. Atunci când vorbim, de fapt noi influențăm. Poate că vorbirea este cea mai intensă capacitate sau cea mai intensă influență. Când cântăm, influențăm, când ne rugăm, influențăm, când postim, influențăm. Întotdeauna influențăm pe oamenii din jurul nostru. Sunt multe aspecte care generează influență, însă prima dintre ele rămâne caracterul, însoțirea Domnului, prezența Duhului. Caracterul ne face demn de încredere. Dând asigurare despre integritatea noastră oamenilor pe care îi influențăm. Dacă oamenii nu au încredere în noi, nu ne respectă pe noi și oficiul pe care îl avem de copii ai lui Dumnezeu sau de slujitori ai lui Dumnezeu, oamenii ne vor disprețui și vor fi departe de a se lăsa influențați de noi și de ceea ce noi spunem sau facem. Apoi, viziunea noastră este o altă metodă prin care îi influențăm pe oameni. Viziunea, de fapt, este imaginea din mintea noastră despre cum va arăta viitorul în viitor. Relațiile sunt un alt mod de a influența. Oamenii care influențează vor stabili o rețea, un sistem de relații. Creștinul influent din biserică nu va folosi asemenea ofițerilor din armată autoritatea aceea, nu va folosi asemenea businessmenilor care își plătesc angajații autoritatea aceea, ci ei vor avea la dispoziție relațiile prin care vor influența. Pentru acest imperativ însă este nevoie de o atitudine de prietenie și de comunicare. Oamenii care influențează sunt oameni sociabili. Sunt oameni care se adresează cu prietenie într-o manieră care atrage, într-o manieră care stârnește curiozitatea, care conferă încredere, care manifestă compasiune.
La pachet cu aceste două nevoi este capacitatea de a rezolva potențiale conflicte care apar în relații. Oricât de influențe am devenit noi, uneori intrăm în conflict cu cineva. Mă gândesc că de cele mai multe ori când intrăm în conflict cu oamenii, facem lucrul acesta absolut fără să avem vreo intenție să supărăm pe cineva. Dar uneori oamenii se supără pe noi, că au dreptate mai mult sau mai puțin, noi ne trezim în mijlocul unei relații frânte. Și atunci, omul care influențează, trebuie să influențeze conflictul acesta până când el o să dispară. Orice om influent trebuie să-și păstreze relațiile și trebuie să-și protejeze relațiile, pentru că ele uneori se așează sub riscul sau sub amenințarea conflictului. Omul care influențează trebuie neapărat să-și rezolve conflictele în care este implicat. Apoi, abilitățile sunt un alt mod, o altă metodă prin care creștinii influențează. Abilitatea este capacitatea de a face la nivelul excelenței un lucru, însă acest aspect este condiționat în primul rând de înțelegerea bisericii locale. Ce vreau să spun este faptul că atunci când cânți o cântare, trebuie să o cânți în contextul oamenilor care în contextul comunității care te ascultă. Muzica e atât de diversă încât există părți din muzică cu care eu nu mă identific. De aceea, comunitatea aceasta numită Biserica Betania și alte biserici locale numite în multe feluri dezvoltă o anumită cultură muzicală. Dezvoltă un anumit gen de cultură amvonală, dezvoltă un anumit gen de manifestare a spiritualității, dezvoltă un anumit gen de părtășie, lucru care la modul general se numește cultură. Fiecare biserică are o cultură, fiecare etnie are o cultură, fiecare familie are o cultură. E bine, atunci când cântăm și predicăm, trebuie să intrăm în cultura asta, pentru că atunci oamenii se vor putea identifica cu maniera în care noi slujim. Putem să cântăm și nimeni să nu se conecteze cu muzica noastră, nimeni să nu rezoneze cu muzica noastră și muzica noastră să treacă pe lângă ei. Poate fi bună, poate fi perfectă din punct de vedere muzical, dar să nu rezoneze cu mentalitatea și cultura ascultătorilor. Mai ales când este vorba de worship, când noi ne așteptăm ca oamenii să cânte cu noi, nu doar să ne asculte pe noi în timp ce cântăm. Atunci când sunt puncte muzicale, oamenii stau pe scaun și ascultă. Ei nu cântă cu cei ce cântă. Dar când e vorba de muzică în comun sau muzică de worship, indiferent cum o numim, noi ne așteptăm ca oamenii să cânte împreună cu noi. Nu uitați că oamenii n-au făcut repetiție ca voi. Nu uitați asta. Nu uitați să alegeți o muzică care întâlnește inima lor, să alegeți o muzică cu care ei se identifică, pe care ei o înțeleg. Muzica e un limbaj, muzica e o limbă și în lumea asta sunt mii de limbi. Căutați limba pe care o înțelege inima acestei comunități. Și când vă duceți într-o altă comunitate, încercați să vă adaptați la comunitatea aceea. Este o dovadă de imensă rugăciune, de imensă înțelepciune, să înțelegi că fiecare grup de oameni are o cultură. Uitați-vă cum mănâncă chinezii, sau mai bine zis, nu cum, ci ce mănâncă ei. Nu e ușor să te identifici cu treburile alea. Unii se identifică mai ușor, alții mai greu. Și vorbi de chinezcă, nici nu știu de ce vorbi de chinezcă, puteam să vorbesc de oricine, e foarte diferit de noi. Abilitatea de la care am plecat este strâns legată cu capacitatea de planificare. Ce vreau să spun este faptul că planificarea face diferența, face trecerea de la teoria din minte la practica din realitate. Sunt mulți oameni care știu să facă un lucru, dar nu-și pot planifica lucrul pe care îl fac. Și el nu se așează pe o fundație care rămâne, ci pur și simplu se scurge printre firele de nisip. Planificarea este esențială atunci când vrem să influențăm pe oameni. Influența nu e un accident, este un lucru organizat. Influența nu e o întâmplare, este un lucru planificat.
Cu cât planificăm mai bine lucrurile, unii oameni spun că planificarea este opusă călăuzirii Duhului Sfânt. Păi dacă așa înțelegi lucrurile, înseamnă că n-ai înțeles nimic, să mă ierți. Dar n-ai înțeles absolut nimic. Păi întreb, când noi planificăm pe noi, cine ne călăuzește? Bunica? Când ne rugăm și cerem lui Dumnezeu, Doamne, luminează-ne, că avem nevoie de lumină, avem nevoie de sfat, avem nevoie să ne călăuzești. Pe noi cine ne călăuzește? Adică vrei să-mi spui că cineva care muncește să-și planifice și să-și organizeze slujirea și face lucrul ăsta din responsabilitate și respect, omul acesta nu-i călăuzit, dar cine vine așa la plezneală și spune câte ceva, l-ai călăuzit, nu? Interesant Dumnezeu avem. Oameni dragi, dacă ne uităm în Scriptură, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu și-au planificat slujirea, și-au planificat activitățile, le-au făcut cu evlavie, le-au făcut cu inima strânsă, le-au făcut cu respect, cu sfială, pentru că dintr-o dată noi ne apropiem de un parteneriat cu cineva care este Dumnezeu. Foarte mulți oameni știu cum trebuie să facă un lucru, însă de cele mai multe ori nu-l fac. Să vă dau un exemplu banal. Trebuie făcut un lucru și nu-l face nimeni. La un moment dat cineva începe să-l facă. În clipa aceea vin 10 specialiști și îi spun cum trebuie făcut și cum nu trebuie făcut. Dar înainte să se apuce omul ăsta de treabă, nimeni nu face nimic. Un lucru trebuie făcut, nu-l face nimeni. Nimeni nu mișcă nimic. Și dintr-o dată cineva se apucă să-l facă. Ei, în clipa aceea toată lumea tăbară pe el să-l învețe cum să facă și cum să nu facă. Asta mi se pare caragioasă, treaba asta. Niciodată o persoană care nu face un lucru nu poate să influențeze pe altcineva să facă lucrul respectiv. Eu nu o să vă pot influența prea mult să cântați, pentru că eu nu știu să fac treaba asta. Pot să vă sugerez, pot să vă îndemn, pot să vă explic beneficiile, dar nu pot fi un mentor în zona asta, pentru că este o abilitate pe care eu nu o am. Eu nu sunt un model, de la mine nu puteți învăța nimic în zona asta de slujire. Trebuie să vină altcineva și avem destui, atât de destui încât o grămadă de muzică avem în biserică. Și mulțumim Domnului pentru o grămadă de muzică, că e mai bine mai multă decât mai puțină. Să nu zic deloc. Niciunul dintre noi nu reușim să influențăm oamenii într-o zonă unde noi nu știm ce avem de făcut. De aceea ar fi bine să conștientizăm care este zona abilităților mele. Ce mă pricep eu să fac? Care e lucru pe care făcându-l oamenii mă respectă și pe mine și ce am făcut? Ei bine, când oamenii mă vor respecta pentru lucrul ăla care l-am făcut, atunci ei vor deveni vulnerabili față de mine în zona aceea. Pentru că admiră lucrul pe care l-am făcut și atunci își deschid inima cu respect și se dezvoltă încrederea. Dacă te urci în mașina unui om care pur și simplu se duce dintr-o parte în alta și stai cu inima tremurând, a doua oară o să cauți o altă persoană a cărui mașină o să te urci. De ce? Pentru că nu ți inspiră încredere. Nu o să urmezi pe omul ăla, pentru că de-abia aștept să cobor din mașina lui. Ți se pare de-a dreptul riscant să fii acolo. Din acest motiv, oamenii care influențează sunt oameni care ei înșiși fac ceea ce le cer altora și ceea ce așteaptă de la alții să facă. Aceasta este definiția influenței creștine. Să ai caracter și asta să fie recomandarea personală. Și apoi să ai abilitatea de a face un lucru pe care îl faci bine. Poți să ajuți unde nu te pricepi. Poți să dai o mână de ajutor. Dar nu poți să devii model pentru cineva într-o zonă unde nu te pricepi. Marile lecții ale istoriei care vorbesc despre influență, despre împuternicire, despre provocare, sunt în Scriptură. Aș vrea să vă dau câteva exemple. Trimiterea celor 12 ucenici, 2 câte 2, Marcu capitolul 6. Domnul le-a cerut să nu ia nimic cu ei din ce îi trebuie un om pe drum. Dar cum îi trimis tu pe oamenii ăștia doi câte doi cu mâinile goale? Păi dacă le e foame, ce mănâncă? Lasă-i ca să se învețe, să se descurce.
Și pe ce cumpără ce au nevoie? Că le-ai recomandat să nu aibă la ei valori. Lasă-i să se învețe, să se descurce. Cea mai înaltă formă de a învăța este să trăiești o experiență. Poate să te învețe cineva să fii profesor până la bătrânețe, dar dacă nu exersezi a fi profesor, niciodată nu o să știi suficient de bine să fii un profesor bun. Poate să te învețe cineva să predici toată viața, dar dacă nu ai predicat câteva zeci sau sute de predici și din experiență să se nască excelența, atunci nu o să se întâmple mare lucru și oamenii o să te suporte cu dificultate. Și aici vorbim absolut despre orice activitate care se face în biserică, nu doar de muzică sau de predică. Când s-au întors, știți ce au povestit ei? Au povestit ce au experimentat. S-au vindecat oameni și la noi. Ei numai la Domnul Iisus au văzut că s-au vindecat oameni, dar acum s-au vindecat și la ei. Păi vă puteți imagina ce au simțit, câtă semnificație, câtă bucurie, cât entuziasm. Un alt exemplu. Hrănirea celor 5.000 de oameni, Domnul le-a cerut să hrănească mulțimea. Nu v-ați întrebat niciodată, ce motiv a avut Domnul să le ceară? Domnul nu știa că, mă, oameni buni, să le dai la 5.000 de oameni să mănânce, trebuie să fii foarte organizat. Trebuie să ai foarte multă hrană, trebuie să ai câțiva bucătari de excepție și o armată de voluntari. 5.000 de guri și de stomace goale. Păi să le umpli... nu-i deloc ușor. Și Domnul le spune la ăștia care erau cu mâinile în buzunar, ba erau flămânzi și ei, dați-le voi să mănânce. Aproape că e ironie, e ironic. Dar ce să le dăm să mănânce, Doamne iartă-mă? De ce Domnul le-a cerut să-i hrănească pe niște flămânzi ca și ei? Ca să se trezească în ei responsabilitatea. Wow, eu să le dau să mănânce, dar ce să le dau să mănânce, că n-am. Ce vrea Domnul să facă este să ne împingă în experiențe care ne învață, care ne trezesc, care ne responsabilizează, care ne dau greutate, care ne trezesc conștiința, care ne creează viziunea, care ne confirmă că și pe noi Dumnezeu vrea să ne folosească, nu numai pe alții. Zice, nu pot să mă rog. Cum, mă, omule, nu poți să te rogi? Că tu te rogi de 20 de ani, dar nu poți să mă rog în public. Ok, nu vreau neapărat acum să vorbesc despre asta, că s-ar putea să fie un subiect care supără pe câțiva. Nici îmi iau înapoi exemplu. Dar am vrut să vă dau numai un exemplu. Sunt oameni care singuri își limitează capacitatea de a face un lucru și au pus în minte că nu se poate și nu-și pot depăși propria barieră. Nimeni nu poate intra în mintea lui să-i mute bariera asta decât el. Și întotdeauna... cui pe cui se scoate, dacă vrei să scapi de o frică, bagă-te în frica aia. Și dacă supraviețuiești 5 minute cât ține, după aceea o să fii liber pentru restul vieții. Un alt exemplu este furtuna pe mare. Aduceți-vă aminte ce face Domnul când ăștia mor de frică. Domnul doarme. Dumneavoastră chiar credeți că pe Domnul l-a apucat așa somnul și numai... dar cum se putea trezi dimineața să se roage fără nicio problemă? Chiar credeți că Domnul a fost așa un somnoros de ăsta care n-auzea ceasul când sună? Păi cum să dormi, Doamne, când corabia aproape că se dătea invers? Știți de ce a dormit? A dormit ca să-i lase singuri. A dormit ca să-i lase singuri. Dumnezeu în mod intenționat ne împinge în multe experiențe și noi începem să ne rugăm. Scoate-mă din experiența asta, pentru că nu-i confortabil. Dar tocmai când ieși din confort, înveți lucruri noi. Altfel le repezi până la bătrânețe, la fel. Uneori atât de tare le repezi încât nici nu se mai potrivește cu ce se întâmplă pe aici. Dar se potrivea cu 500 de ani, când eram noi mai mici. Revenim puțin la exemplu pe care l-am dat mai devreme. Aș vrea să vă aduc aminte că în Marcu 6, versetul 52, există o afirmație pe care o face evanghelistul. Zice, nu înțelesese nimic din minunea cu pâinile. Domnul le-a predat un curs, i-a implicat în experiența asta și ei n-au înțeles nimic. Dar știți de ce? Scriptura menționează, au avut inimile împietrite. Să știți, frați predicatori, când cineva are inima împietrită pe bancă, n-o să predicați bine niciodată. Niciodată.
Când cineva are inima împietrită și cântați, să știți că nu o să cântați bine deloc. Sigur, pentru el. Altul plânge, dar cel cu inima împietrită nu poate să asculte. De ce are inima împietrită? Îl enervează persoana ta, îl enervează cântarea ta, îl enervează predica ta, îl enervează trecutul tău, îl enervează pălăria ta, îl enervează ceva care are legătură cu persoana ta și el te descalifică. Și semn că te-a descalificat, nu suportă ce faci. Să nu spun că nu te suportă. Împietrirea inimii este o metodă de a te ascunde ca semn de nemulțumire. Și pentru că s-au ascuns, n-au fost prezenți să vadă ce s-a întâmplat, deși fizic erau prezenți. Și Scriptura spune, n-au învățat nimic. Să trăiești și să nu înveți nimic, să stai tu la școală și să nu înveți nimic. În toate aceste lecții practice și în multe altele care sunt în Scriptură, Domnul a vrut să învețe pe oamenii aceștia prin experiență, să implice în probă practică. Persoana care inițiază relația în perspectiva slujirii trebuie să plătească un preț. Întotdeauna omul care influențează va trebui să plătească un preț. Gândiți-vă la următorul lucru. Trebuie să dezvolți încredere. Întâlnești o persoană, îi vorbești de Domnul Iisus și el nu te cunoaște. Și ceea ce îi spui despre Iisus, practic, se transformă într-o urgență de a se converti. Dar omul ăsta își dă seama, stai mă că eu sunt pus în situația să-mi schimb viața și nici măcar nu-l cunosc pe ăsta, asta poate fi un derbedeu. Și atunci este nevoie ca să aibă încredere în predicator, în vorbitor, în omul cu care s-a întâlnit. De aceea trebuie să fie omul cu influență, trebuie să fie un om echilibrat, cu scaun la cap, spunea bunica, un om serios, un om care să știe și la vale și la deal, un om care să inspire încredere. Că dacă nu inspiră încredere, cine are curaj să-și dea viața pe mâna unuia care nu inspiră niciun pic de încredere? Încrederea este esențială în relații. Spuneți dumneavoastră ce înseamnă o căsătorie fără încrederea soțului în soție și invers. Spuneți dumneavoastră dacă aia e căsătorie. Păi și în concubinaj există un pic de încredere. Apoi angajament. Nu se poate fără angajament. Nu poți să dezvolți o relație fără angajament. Pentru că persoana cu care intri în relație are nevoie de un angajament. Mâine ne întâlnim la 7. Bă, la 7 sau la 9? Nu, la 7. Ăsta e un angajament. Dacă îl încalci odată, bine ar fi pe la 7 fără 5 să trimiți un text, măcar să spui, vezi că întârzi, iartă-mă, te rog, s-a întâmplat, o să ajung la și 10. Dar cum pentru 10 minute să scrii un text, ascultă-mă, pentru o secundă să scrii un text. Pentru că dacă și-a pierdut încrederea, înseamnă că te-ai descalificat în ochii lui pentru întotdeauna. Și lucrul ăsta e foarte grav pentru fiecare dintre noi. Angajamentul este esențial. Angajează-te și trăiește la nivelul angajamentului. Avem greșeli? Evident, dar ieși din ele cât mai onorabil. Cereți iertare, dă o explicație. Lasă-l pe om să intre în mintea ta, în experiența ta, să înțeleagă de ce ai uitat, cum ai uitat sau ce s-a întâmplat. Omul are nevoie de un pic de explicație. Nu-l trimiți la plimbare, ai bă că toată lumea întârzie. Iertați-mă, nu întârzie chiar toată lumea. Apoi, vulnerabilitate. Nimic nu ne face mai vulnerabil decât relațiile. Ce poate să spună un străin despre mine? Nimic. Dar dacă un prieten spune ceva despre mine, nu-i așa că îl credeți? Dacă vine Carmen aici și spune ceva despre mine, ce o să ziceți? Bă, dar nevastă să știe ceea ce spune. Dar dacă vine un străin așa, unul care a schimbat avionul în Chicago, păi ăsta nici nu-l cunoaște, ăsta e un blasfemiator. Relația ne face vulnerabili. Întotdeauna când ne împrietenim cu cineva, să știți că devenim vulnerabili. Îl lăsăm pe omul ăla să înceapă să ne cunoască secretele, să ne cunoască defectele. Păi nu mai imaginați-vă că omul ăla care începe să ne cunoască defectele, ăla poate să le exploateze spre ruinarea reputației noastre publice. Nu vă mai împrieteniți cu oricine. Nu mai vă împrieteniți cu oricine, băieți și fete. Pentru că nu știi ce spune băiatul ăla cu care ai fost aseară să mănânci înghețată. O să spună că nu știu ce ați făcut. Și din 10 o să creadă 9. Și ce dovezi ai că nu s-a întâmplat? N-ai nicio dovadă. Ai ieșit la plimbare cu un mare derbedeu.
Nu-ți da reputația pe mâna nimănui. Fii cât poți de prudent. Și uneori o să fii îngrozitor de imprudent. Comunicare. O persoană care influențează trebuie să plătească prețul ăsta să asculte când nu mai vrea să asculte. Ați fost în situații de-astea când nu mai vreți să ascultați și trebuie să ascultați? Ați fost în situația în care vă doare gura și nu mai puteți să vorbiți și trebuie să vorbiți? Asta se numește comunicare. Comunicarea nu e întotdeauna plăcută, mai ales când e vorba despre ce nu-ți place. Compromisul este necesar într-o relație. Poate vi se pare ciudat, dar nu există relație fără compromis. Când spun compromis, mă refer a lăsa de la tine, a te adapta la o anumită situație. În momentul în care vrei să influențezi pe cineva, e un tânăr care nu prea vine la biserică. Păi, dacă îl chem la office, ar putea să nu vine. Dacă îl chem la Starbucks, ai mai multe șanse, că Starbucks-ul e un lucru comun cu genul lui de viață. Dacă te duci la costum și la cravată, o să stea țapăn, că nu-i deloc obișnuit pentru el să vorbească cu cineva la costum și la cravată. Adaptează-te! Intră în lumea lui, apropie-te de el, fă un compromis, dar nu în zonă morală, ci e o chestiune de adaptare formală. Apoi implicare. Întotdeauna când îl sun pe un om și îl întreb ce faci și el spune sunt bolnav, în clipa aia îți revine responsabilitatea să-l suni mâine și să-l întrebi cum ești cu sănătatea. Dacă nu faci asta, eu înțeleg că uiți, că mai mult decât mine nu uită nimeni, dar dacă nu faci asta, omul ăla va zice așa, i-am spus și uite că nu mă sună. Când ești bolnav, ai timp. Că nu poți să muncești, nu poți să faci nimic. Stai așa și te uiți în tavan 12 ore, 24 de ore și ți-aduce aminte și de ce nu există. Ai timp. Și ți-aduce aminte de toate lucrurile. Care ți-au greșit acum sau care ți vor greși peste 50 de ani. Slujind aproape lui, în perspectiva mântuirii sau în perspectiva maturizării sau în perspectiva ridicării, întotdeauna există piedici. Când ne propunem să ne ocupăm de cineva, ne propunem, uite, vreau să mă ocup de un copil, să mă întâlnesc o dată pe lună cu un copil din biserică și să petrec cu el o oră în care să-i vorbesc despre experiența mea, despre cum înțeleg eu Biblia, sau vreau să mă ocup de un tânăr, vreau să formez un predicator, mă uit între băieți, mă rog, pun ochii pe unul și îl chem, îi explic ce vreau să fac și îi spun, te rog frumos să-mi dai o oră pe săptămână sau o oră la două săptămâni. E bine, când faci lucrul acesta, există anumite piedici. Există o grămadă de piedici. Una dintre piedici este perfecționismul. Dacă ești o ființă de asta perfecționistă, atunci se va crea o tensiune între tine și omul cu care vrei să realizezi o relație și vrei să-l influențezi înspre ceva anume. Oamenii perfecționiști nu sunt greu de suferit, nu sunt ușor de suferit, pentru că perfecționistul, numai el știe să facă lucrurile și numai cum le face el este bine. Sigur că toți avem un pic din chestia asta, dar când lucrul ăsta devine obsedant, atunci e puțin complicat. De ce? Pentru că oricui îi este greu să-mi dea mie dreptate întotdeauna, iar eu să nu-i dau lui niciodată. Chiar așa m-am întâlnit cu un om așa de nepriceput, iar el s-a întâlnit cu un om așa de deștept. Interesantă coincidență. Apoi rigiditatea. Persoane foarte rigide. Rigiditatea nu este o calitate, este un defect. Pentru că nici nouă nu ne-ar place să lucrăm cu cineva care este rigid. Trebuie să existe flexibilitate. Gândiți-vă la relația de familie. Cât de bine este în familie să existe puțină flexibilitate, să curgă un pic, că viața nu e din ciment. Relațiile nu sunt din fier beton. Trebuie un pic de flexibilitate, un pic de viață, un pic de elasticitate în toate lucrurile. Atunci există mai multă îngăduință, toleranță, un pic de mai mult spațiu, de înțelegere. Iartă-mă, o să întârzi 10 minute. Este ok? Nu e ok, de fapt, că eu pierd 10 minute, nu? De ce să mor eu cu 10 minute mai devreme? Da, înțeleg, și eu întârzi. Dar e nevoie de flexibilitate. Nu putem să fim așa din nu te îndoi deloc. Apoi tăcerea este o altă problemă. E foarte greu să influențezi pe cineva când ești o persoană tăcută. Te întâlnești cu cineva și omul ăla spune, ok, și de ce m-ai invitat? Și noi stăm să ne gândim ce vrem să-i spunem. Trebuie să ai un plan. Trebuie să-ți faci niște socoteli.
trebuie să te întâlnești cu cineva care, dacă nu știi, să-ți explice cum, ce și cum trebuie să procedezi. Tăcerea este bună numai când ești nervos și numai atunci când ar trebui să-i spui cuiva ce gândești despre el. Dar nu e bine să taci atunci când te întâlnești cu un om și ai intenția să-l influențezi, pentru că cea mai puternică metodă de a-l influența sunt cuvintele. Dar și vorbăria e un mare defect. Adică să vorbești cu omul ăla de când te întâlnești până pleci și el săracul să n-aibă dreptul să spună nimic. Păi ăla nu vrea să te mai întâlnească cu dumneata decât numai dacă este un înger. Mai potolește-te și mai lasă-l și pe dumnealui să scoată trei vorbe. V-ați întâlnit pentru o oră, vorbește 30 de minute și oprește-te. Oprește-te. Dezechilibru nu-i bun niciodată. Numai atunci când postești mult, când te rogi mult, când te sfințești mult, numai atunci. Când ierți mult, când iubești mult. Reprimarea emoțiilor. Sunt oameni care se află într-un anumit context unde e de plâns și el nu plânge. Se află într-un anumit context unde e de râs și el nu râde. Se află într-un anumit context unde toată lumea se sperie, el nu se sperie. Se află într-un context unde nimeni nu se sperie, el moare de frică. Nu vă supărați, asta nu-i treabă. Dezechilibrul ăsta emoțional nu inspiră încredere deloc și nu te vei prezenta în fața nimănui ca o persoană care merită să fie ascultată, care știe ce spune. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând ceva despre identitatea persoanei care influențează. Identitatea unei persoane are de-a face cu felul în care el se percepe pe sine. Asta se numește așa foarte popular identitate. Identitatea de fapt este o hartă, este ca o hartă interioară a sufletului și va influența tot ce face persoana respectivă. Cum e harta asta, așa va lucra omul ăsta în afară. Identitatea este ca o hartă din interior și această hartă, în funcție de cum este ea, cum a fost ea proiectată și promovată, ea va influența tot ce face omul acesta. Deci noi ne vom comporta în funcție de identitatea noastră. Eu nu o să pot predica decât cum predic eu de obicei. Nu o să pot cânta decât cum cânt eu de obicei. Nu o să mă pot comporta decât cum mă comport eu de obicei. Atunci când vorbim despre lucrul acesta, spunem faptul că limitele de pe hartă se constituie în principii reglatoare, principii care reglează. Ce anume reglează? Reglează sentimentul valorii personale. Fiecare dintre noi avem un anumit sentiment al valorii proprii sau evaluarea propriilor capacități. Fiecare dintre noi crede despre sine că se pricepe la ceva anume sau nu se pricepe la ceva anume. Uneori stau lângă anumite persoane care fac ce știu eu să fac și pur și simplu mi se blochează stomacul de nervi, nu mai pot să aștept, că-l văd că e ca și cum vrea să bage ață în ac, dar e orb și nu nimerește acul. Dar eu văd, lasă-mă pe mine să bag eu ață în ac. Deci vrea să facă un lucru care nu se pricepe și e foarte greu să te uiți la cineva care vrea să facă un lucru care nu se pricepe în timp ce tu te pricepi foarte bine. Apoi, trebuie neapărat să-ți cunoști punctele tari. Când vrei să influențezi oameni, trebuie să-ți cunoști punctele tari și trebuie să-ți cunoști punctele slabe. Nu încerca să influențezi pe cineva în zona punctelor slabe. Nu, să fii cu minte, să nu faci asta. Sau perspectiva noastră de integrare socială, de integrare într-o relație, într-o comunitate. Există două extreme în legătură cu identitatea personală și mai ales în cazul acelora care nu-și cunosc identitatea. Sunt oameni care n-au fost niciodată implicați în problema asta, n-au niciun interes pe subiectul acesta și ei pur și simplu nu-și cunosc identitatea. Nu-și cunosc punctele tari, nu-și cunosc punctele slabe, n-au un sentiment echilibrat al valorii personale și al capacităților personale. Aici este vorba despre omul care ori se subestimează, ori se supraestimează. Omul care se subestimează, și foarte mulți oameni se subestimează, sunt oameni care se apropie de zona unui complex de inferioritate, oameni nesiguri,
Oameni care îngălbenesc dacă trebuie să vorbească în public, se sufocă dacă e nevoie să se roage în public, ei știu că nu sunt capabili. Le-a intrat în cap că nu știu, că nu pot, că nu au. Și atunci, pur și simplu, orice activitate unde sunt invitați, care îi apropie de zona unde ei știu că nu știu, de fapt nu știu că nu știu, cred că nu știu, dintr-o dată, pur și simplu, se simt rău și încearcă să fugă, să evite treaba asta. Așa se comportă oamenii care se subapreciază. Dar, sigur, există și extrema cealaltă, unde oamenii se supraapreciază. Cine știe să facă asta? Eu știu să fac. Vino și fă. Dar zice, n-am mai făcut niciodată. Păi ai zis că știi. Păi cred că pot dacă încerc. Apostolul Pavel atrage atenția credincioșilor asupra acestor două riscuri, dar mai ales la al doilea, atunci când scrie în Roman, capitolul 12, versetele 3 la 8. Lăsați-mă să citesc o parte din pasajul acesta. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât identitatea lui personală. Asta a spus Pavel. Cunoașteți-vă identitatea și nu vă permiteți să vă credeți mai sus decât sunteți, pentru că deveniți ridicoli. Pavel spunea să nu aibă o părere mai înaltă despre sine, ci să fie echilibrat, adică să fie cumpătat cu privire la el. Domnule, m-am întâlnit cu cineva care se pricepe mai bine ca mine, dintr-o dată îl tratez pe omul ăsta cu respect. Asta înseamnă că face mai dedemult ce eu fac, asta înseamnă că s-a specializat mai bine decât mine, asta înseamnă că are o abilitate poate născută înspre chestiuni de genul ăsta. Deși mie mi se pare că sunt doctor în toate lucrurile, ar fi bine să îmi dau seama că nu sunt doctor în toate lucrurile și nici nu știu dacă sunt în ceva. Apostolul spune următorul lucru, să aibă simțiri cumpătate despre sine, atenție, potrivit cu realitatea, potrivit cu măsura de credință. Dom'le, care e realitatea? Care este realitatea? Deci trebuie să cunoaștem realitatea. Care este măsura de credință? Aici e situația în zona spirituală, dar poate într-o altă zonă, nu neapărat în zona spirituală. Cine este chemat la o slujbă, să practice slujba respectivă. Cine învață pe alții, să învețe în continuare. Dar cine nu învață, să-și vadă de treabă. Asta e ideea. Dom'le, ce știi să faci, poftim. Ce nu știi să faci, nu mă pune pe mine în situația să te opresc, că te superi. De ce vrei să te superi pe mine? Dar dumneata nu știi că nu știi? Fă numai lucruri unde ai abilitate, unde ai succes, unde iese de nota 10. Sau chiar dacă nu mai e nimeni acolo să o faci de nota 10, fă-o minim de nota 9. Minim de nota 9. Dar nu te apuca să faci ce nu funcționează. Nu numai la biserică, dar în mod deosebit la biserică. Sunt prea mulți oameni care știu să facă lucruri pentru ca eu să țin un loc ocupat în timp ce nu mă pricep să fac lucrul respectiv. Asta este un lucru extrem de greșit, să nu-i spun cum ar trebui să-i spun. Atunci când nu cunoaștem identitatea sau o cunoaștem, dar pur și simplu nu ne place și vrem să forțăm culoarea verde, dintr-o dată se întâmplă cel puțin trei lucruri. Se deformează felul în care privim realitatea. Imaginați-vă, vorbesc de un lucru pe care eu îl fac aproape în fiecare zi când vin la biserică, să predic. Cineva știe că nu poate să predice. Și vrea să predice. Și vine aici și predică și dacă nu știe să predice, imaginați-vă cum predică. Predică așa cum poate. El își dezvoltă în mintea lui că limita normală e la nivelul la care predică el. Adică el deformează realitatea, o coboară până la nivelul la care știe el să o facă. Ei, dacă eu m-aș apuca să cânt, muzicienilor, știți unde ar fi pentru mine normalul? La nivelul la care sunt eu. Dar e normalul acolo? Doamne ferește! Apoi,
ceea ce facem noi, ne deformăm percepția cu privire la ceea ce facem. Pur și simplu toți oamenii zâmbesc și noi suntem mândri de ce iese. Toți oamenii spun, mă, dar ce-i cu omul ăsta? El nu vede că nu funcționează? Și noi ne simțim foarte mândri de ce facem. Și încă un lucru, cum ne raportăm la alții. E lângă mine cineva pe care dacă l-aș lăsa să facă, le-ar face bine, dar pentru că e un singur scaun, îl țin ocupat. De ce? Pentru că mie mi se pare că și eu știu să fac. Oameni buni, nu pot exista relații în zona asta. Nu poate exista încredere, respect, admirație unde oameni de genul ăsta sunt implicați. Pentru că atunci când vrei să influențezi pe cineva, trebuie să fii un om special. Trebuie să fii un om unde te afișezi în zona ta de specialitate, de specializare. Trebuie să fii un om de caracter, un om care dezvolți încredere, un om care te prezinți ca cineva care știe ce are de făcut. Să vă dau câteva exemple. Saul, apostolul Pavel, la el mă refer, spune despre sine câteva lucruri pe care le făcea înainte de convertire. În capitolul 8 din Faptele Apostolilor, primele 3 versete, spune cum și-a dat el consimțământul la uciderea lui Ștefan și ce a făcut el în împrejurarea aia urâtă, foarte mizerabilă. Apoi în capitolul 9 se spune despre faptul că a plecat în Damasc, în capitala Siriei, să inimicească pe creștinii de acolo. Și apoi în Galateni capitolul 1, versetele 13 și 14, frate Radu, Galateni capitolul 1, versetele 13 și 14, el face aici un sumar, Galateni 1, 13 și 14. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură. Și el dă multe detalii aici. Observați ce făcea omul ăsta. Ei, dacă el acum ar fi venit să predice pe Iisus și să meargă pe unde a mers după ce s-a convertit și și-a schimbat viața, vă întreb eu, câți oameni se converteau? Niciunul. Foarte probabil că niciunul. Dar care a fost motivul acestor comportamente violente din trecutul neconvertit al lui Pavel? Galateni 1:10. Știți ce spune el aici? Caut eu oare în clipa asta să capăt bunăvoința oamenilor? În clipa asta nu mai caut să capăt bunăvoința, dar cu ce am făcut în trecut am căutat să capăt bunăvoința. Știți de ce a făcut ce a făcut? Ca să capete bunăvoința autorităților, să rămână un lider, băi, ăsta nu se joacă. Ăsta când vine, frate, ăsta rezolvă problema. Violența lui l-a făcut proeminent. Violența lui i-a dat un loc între cei mari care conduceau. El spune acum, nu mai caut lucrurile astea, chiar dacă altă dată le-am căutat. Cum s-a schimbat în bine Pavel după ce s-a convertit? Știți ce spune el în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 5 spune așa: cu un astfel de om mă voi lăuda. Cu care om? Dacă citiți tot pasajul acesta, nu am timp acum să-l citesc, el vorbește despre smerenia lui pe care o punea în evidență predica de mai devreme. Umilința, echilibru, flexibilitatea, bunătatea, dragostea, compasiunea, și spune, mă voi lăuda cu omul pe care Hristos l-a scos din mine. Am fost un om violent, mi-am dat consimțământul la uciderea oamenilor, am nenorocit o grămadă de familii, am închis o grămadă de bărbați credincioși, m-am comportat ca un nebun, am fost un mizerabil, nu mă pot lăuda cu omul ăsta. A fost ca un om fără minte. Dar dacă cu ceva mă pot lăuda, mă pot lăuda cu omul din interior, născut din nou, din apă și din duh, care are chipul și asemănarea lui Iisus Hristos, pe care îl hrănesc acum ca să se dezvolte, să crească. El este omul, el este Pavel, el este evanghelistul, nu carnea asta. Carnea este omul cel vechi, care a agresat, care a abuzat, care a batjocorit, care a făcut rău, dar în interiorul meu s-a născut un om din nou, care e după modelul lui Dumnezeu. În omul ăsta puteți avea încredere, cu omul ăsta mă laud, dar nu-i meritul meu, că nu eu m-am schimbat pe mine, Hristos m-a schimbat pe mine, El este onorat și lăudat. E munca Lui manuală, este ceea ce a făcut El cu mâna Lui.
Și pentru 9 versete, el explică omul acesta nou cu care se laudă în ultimul timp. Mai spun doar faptul că influența asta depinde de identitatea pe care o are un om, de caracterul lui și de celelalte abilități. Atunci când ne propunem, e început de an, ar fi bine să ne propunem anul ăsta să aducem un om la Dumnezeu, nu la biserică. Când îl aducem la Dumnezeu, presupune să vină la biserică o dată sau de 1000 de ori. Dar important este să-l aducem mai mult decât la biserică, să-l aducem la Dumnezeu. Ca să-l aducem la Dumnezeu, trebuie să-l aducem des la biserică, trebuie să-l punem în contact cu lucruri care vorbesc despre Dumnezeu, o carte creștină. Dacă e căsătorit, dați-i o carte creștină despre familie. Dacă nu e căsătorit, dați-i o carte creștină despre ce trebuie să știi înainte să te căsătorești. Dacă e un businessman, luați-i o carte care vorbește cum poți să-și gestionezi mai bine timpul sau afacerea. Sau dați-i Evanghelia după Ioan sau o Biblie, întâlniți-vă cu el și nu-l cășunați cu Evanghelia. Faceți lucrul ăsta cu mult echilibru ca să nu se sperie și să evadeze. Dar propuneți-vă anul ăsta să influențați pe cineva spre Dumnezeu. Dacă veți face lucrul acesta, cu siguranță se va întâmpla ceva. Mai mult decât ce se va întâmpla dacă nu faceți nimic. Să nu încerci lucrul ăsta într-un an de zile, mi se pare o vinovăție foarte mare. Eu vă încurajez, frații mei și surorile mele. Eu aș fi putut să mor în luna decembrie sau oricând, cum am murit cu scrumul meu, și n-aș mai fi putut să fac nimic, nici să predic, nici să dau o broșură, nici să vă îmbărbătesc pe dumneavoastră, nici să o ajut pe Carme, nici să-mi sfătuiesc copiii și nepoții. N-aș mai fi putut să fac nimic. Dar Dumnezeu mai mi-a dat zile. Nu mi-a dat zile doar să trăiesc, să mănânc, să câștig bani pe care să-i cheltui. Mi-a dat zile să influențez oamenii din jurul meu spre cruce, spre cer. Ăsta este un business de care Dumnezeu se va bucura. Într-o zi o voi fi răsplătit de lucrul ăsta dacă îl fac. Dumnezeu se va bucura de munca mea, de efortul meu, de intenția mea, chiar dacă nu știu bine să fac lucrul ăsta. Vă mai aduceți aminte că v-am spus întâmplarea cu o mamă care trebuia să plece la lucru și pentru că era mai bolnavă, tot timpul se plângea de frig, era zăpadă, a vrut să încalțe cu cizmele, dar cu un sfert de oră înainte copilul s-a gândit că ar fi bine să îi le bage în sobă, să fie calde și să se încalțe maică-sa cu niște cizme calde. Dar cuptorul i-a ars cizmele și maică-sa n-a mai avut cizme deloc. Dar maică-sa nu s-a supărat pe el, că a avut o intenție bună, a înțeles sufletul lui plin de iubire. Oamenii lui Dumnezeu, e un nou început. Suntem puțin mai înzestrați decât am fost în 2021, pentru că am mai trecut prin unele experiențe. Ne-am dat mai bine seama câtă valoare are convertirea unui om, dar și dificultatea convertirii unui om cât de mare este. E multă necredință. Religia astăzi e prezentată în bătaie de joc. Oamenii vorbesc de Biblie și de Dumnezeu și de biserică ca despre cele mai murdare lucruri. Și publicul larg crede asta. Mass media este pusă în slujba necredinței, a ateismului și a spurcăciunilor. Metodele noastre nu sunt multe, dar dacă avem devotament, dacă avem angajament, dacă avem iubire de Dumnezeu, dacă avem pe Duhul care ne pune pe inimă să atragem la Hristos într-un an de zile un om, un muritor, un păcătos alături de care voi cânta în cer, atunci lucrul ăsta se va întâmpla. Pentru că nu mă va ajuta pe mine Dumnezeu să fac un lucru bun, nu mă va ajuta pe mine Dumnezeu, nu-mi va da El concursul să fac ceea ce El mi-a poruncit să fac, ba da. Nu absența ajutorului lui Dumnezeu e problema, ci absența mea din peisajul în care un om e nemântuit, în care un pocăit e imatur, sau în situația în care un om în criză trece printr-un necaz și eu n-am timp sau alte resurse să-L ajut. Oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să ne oprim și să încheiem cu o rugăciune cum facem de obicei. Vă aduc aminte și faptul că ziua asta e însoțită de o anumită emoție, e emoția specifică unui început. Ar fi bine să exploatați emoția asta, că duminica viitoare nu o să mai existe. Emoția asta are magnetism și se agață mai bine de provocarea unui angajament. Permiteți-vă angajamentul ăsta, luați-l, dar scrieți-l pe telefon undeva.
pentru ca să vă aducă aminte, dacă vă angajați, o să vă simțiți responsabili, dacă nu, o să vă bucurați că nu vă simțiți responsabili. Mă rog lui Dumnezeu să ne umplem brațele cu rod, pentru ca Dumnezeu să se bucure de noi, că prea multe lucruri ne-a dat, prea mult a investit în noi, prea mult ne-a răsfățat, prea multe jucării ne-a cumpărat. Așa de mult s-a îngrijit de noi, dacă ne comparăm cu alții care mor de foame sau trăiesc în țări unde sunt omorâți. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și Duhul Domnului să conducă sufletul nostru.